fie f definită pe r cu valori în r, ia suscrie, f de x egal cu maximum din 2x minus 1 și x plus 1. Da? Trebuie să analizăm funcția noastră. Hai să o explicităm. În primul rând, ce înseamnă maxim? Ăla care e mai mare. Deci vedem când e 2x minus 1 mai mare ca x plus 1. Da? De exemplu. Sau puteam invers, da? X mai mare sau egal cu 2. Și atunci iată că f de x egală cu. Deci dacă x e mai mare sau egal cu 2, maximul este ăsta. Da? Dacă x mai mic ca 2, maximul e celălalt, x plus 1. Evident, funcția maximă, atenție, din niște funcții continue, este continuă. Din această cauză puteți să-l puneți pe 2 unde vreți. Ori aici, ori aici, ori la amândouă, că avem aceeași valoare, 3 și 3, da? Bun, lăsăm așa, nu contează. Hai să vedem acum ce spune. Zice, băi, funcția f este descrescătoare pe r. Păi nu este, de ce? Că funcțiile astea de gradul 1, atenție, amândouă sunt crescătoare ca o au pozitiv, da? Prin urmare, măcar una, dacă era descrescătoare, nu mergea, da? Deci au, așa, bun. F nu este injectivă pe R. Păi, nu știu, știți ce facem? Pot să-i fac și graficul funcție, că e cel mai simplu, fiind funcții de gradul 1. E grilă, nu? Da? Pentru x egal cu 2, ia uitați cât rezultă, ăsta este 3, da, aici, și mai dau cine, x egal cu 0, de exemplu, la x egal cu 0, y-ul este 1, deci funcția mea vine așa, da, aici, interval deschis, nu contează că e continuu. Pentru x egal cu 2, ai 2 ori, 2 ori 2 minus 1, iarăși punctul ăsta 3, și mai dai o valoare mai mare ca 2. În 3, de exemplu, da? Cât e f de 3? 2 ori 3, 6, minus 1, 5. Deci undeva mai sus aici este 5, da? Și iată funcția mea, bine, e puțin mai ascuțită, că are panta mai mare, e mai așa, dar nu contează. Mai puțin contează aici, da? Deci iată, asta este funcția mea. Prin urmare, funcția mea, observați, este injectivă, că oricum aș duce o paralelă la x sau x, este, intersectează grav funcție, deci asta nu e bine. Acum, funcția mea, observați din poză, f este injectivă, f este și surjectivă. De ce? Pentru că f de r egal cu cine? Cu f de intervalul minus infinit 2, care înseamnă până unde? De la 0, de la minus infinit, pardon, la 3 deschis, iar f de la 2 încolo este cine? Intervalul de la 3 închis la infinit, adică este minus infinit infinit egal cu R. Deci fiind și surjectivă, este bijectivă, deci iată că am inversa acestei funcții, da? Bun, și acum să determinăm inversa. Păi cum să face inversa? Facem ecuația f de x egal cu y pe fiecare bucată. Deci, dacă x mai mic ca 2, ce înseamnă ecuația f de x egal cu y? X plus 1 egal cu y, x este y minus 1. Bine, dar unde este y? Păi, ia, știu că x-ul este mai mic ca 2. Deci acest y minus 1 e mai mic ca 2, deci y mai mic ca 3. Deci, f la minus 1 de x, prima parte, îmi zice așa, că dacă x e mai mic ca 3, în loc de y, scrieți x dacă vreți, nu contează, da? Cât este? Y minus 1, adică x minus 1, da? Dacă x ia, acum, dacă iau cazul celălalt, dacă x mai mare sau egal cu 2, ecuația noastră este cine? 2x minus 1 egal cu y, deci x este y plus 1 pe 2. Cum x-ul meu e mai mare sau egal cu 2, ce rezultă de aici? Că y plus 1 mai mare ca 4, y mai mare ca 3. În loc de y scrieți x, da? Putea să lăsa și în y, nu contează. Deci funcția mea era cine? Asta, x plus 1 pe 2, da? Și acum mă uit, ia. Da, x plus 1 pe 2 dacă x mai mare ca 3, x minus 1 dacă x mai mic ca 3. Uite-o. Și la asta altă x minus 1. Păi stați puțin că e același lucru. E același lucru aici. Nu? Da, e același... Da, cred că undeva au vrut să le pună
semnele invers în sfârșit. Deci ori ce, ori de una dintre ele. Da, probabil că au vrut aici să zică dacă ăsta e mai mare sau egal și ăsta e mai mic, știți, ca să iasă inversate asta, să fie mai multe cazuri. Da, deci orice, ori de una dintre ele, că sunt absolut identice, da? X plus 1 pe 2, X plus 1 pe 2 pentru X mai mare sau egal cu 3, X minus 1, X minus 1, da? Același G, același, da? Bun.